În acest an, guvernul României a pus la cale o campanie Rabla și pentru tractoare. Aceasta era menită să-i ajute pe cei care au nevoie de un tractor nou la muncile din agricultură. Campania a fost demarată la începutul anului. Din păcate, nu a fost un succes deplin. Din cauza diferenței între valoarea tichetului și prețul unui tractor nou, programul Rabla pentru tractoare nu a avut un succes prea mare. Ne gândim ca după formula aplicată încă de la anul acesta la mașini și proprietari de tractoare să pot acumula 2 sau chiar 3 vouchere primite în schimbul utilajelor vechi date la casat la achiziția unui nou, a spus ministrul Borbei pentru Mediafax la un moment dat. Fiecare dintre cei asociați va primi la casarea unui tractor vechi o primă de casare de cel mult 17.000 de lei. Cuantumul primelor de casare nu trebuie însă să depășească 50% din valoarea noilor achiziții. În municipiul Reghin există o firmă care produce acum tractoare de ultimă generație. Directorul general al acestei fabrici consideră că Rabla pentru tractoare s-a dovedit un eșec din cauza lipsei de fonduri. Este un eșec total. De ce? Deci prima etapă s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie. Nu este suficient, suma alocată. Deci nu, acei 17.000 de lei nu ajung pentru, mă rog, ca să poată să acceseze cei care folosesc utilajele astea. Deci este suma prea mică. Potrivit noilor modificări, beneficiază de prima de casare și proprietarii persoane fizice, precum și moștenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziționării încă o proprietate a unui tractor nou și sau a unei mașini agricole autopropulsate noi. Se arată într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial, însă cererile nu sunt mari din partea agricultorilor. Ceea ce pot să vă spun, mă rog, sunt acele firme agreate care pot să acceseze acest program, din acele firme nimeni nu s-a încadrat în targetul stabilit la început. Și atunci, la ora asta, este în stand-by toată treaba. Deci se regândește sau ceva se va întâmpla. Ori, mă rog, 3 vouchere, cum a fost la autoturisme, dar nu, deci la ce este la această oră un eșec. Deci nu se accesează. Oferte există pe piața românească care concurează cu cele din Occident la orice standard de impuse. Deși noile prevederi pentru asociere sunt recente, cereri nu sunt prea mari. Până acum au fost decontați 564.051 de lei, echivalentul a 34 de unități.